Filiala IAŞA Confederației Transportatorilor din România trage un nou semnal de alarmă cu privire la preconizata creștere a RCA-ului. Mircea Manolache, președintele filialei, acuză faptul că Autoritatea Națională de Supraveghere Financiară întârzie nepermis de mult publicarea tarifelor pentru asigurări. Conform recentei hotărâri de guvern, aceste tarife ar fi trebuit să fie aplicate încă de pe 5 octombrie. Deși pe 15 septembrie transportatorii și ASF au ajuns la un acord care plafonează nivelul RCA, Mișu Negrițoiu, președintele ASF, dorește acum să introducă o nouă metodologie pentru calcularea RCA-ului. Transportatorii sunt nemulțumiți de această nouă metodologie care, afirmă reprezentanții lor, se bazează pe niște calcule fără legătură cu realitatea. Ca exemplu, ei citează faptul că în timp ce daunele plătite de asiguratori au scăzut, tarifele RCA au crescut semnificativ. Cu toate că ASF-ul până pe data de 5 ar trebui să facă public acel preț minimal de referință, în condițiile acestea, noi, operatorii de transport, mai bine zis, Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din România, suntem nemulțumiți de acest demers pe care l-au făcut atât ASF-ul cât și comisiile din cadrul Parlamentului, și mă refer la Comisia de Buget Finanțe, acolo unde ne-am întâlnit la București discutând acest aspect referitor la un preț convenabil pentru toți deținătorii de autoturisme, indiferent de categorie și marcă. La momentul de față, nemulțumirile sunt, zic eu, duse în special de instituțiile statului, și mă refer la acea instituție numită ASF, Autoritatea de Supraveghere Fiscală, care, ca de obicei, ne tratează la diverse. Manolache a mai menționat și posibilitatea suspendării activității transportatorilor în cazul în care hotărârile de guvern nu sunt puse în aplicare de îndată. Eu altă profesie nu am, cu toate că la bază sunt jurist, asta fac de câțiva ani buni, de 20 și ceva de ani, nu pot la momentul de față să las lucrurile să meargă în direcția aceasta, pentru că e vorba de bani, de banii societății, de banii celor care, sigur, plătesc mai mult decât mine. La momentul de față aș vrea să vă transmit că noi, operatori de transport, dacă se va merge în această direcție, suntem nevoiți să închidem activitatea, pentru că este o taxă insportabilă, este obligatorie, dar insportabilă de către noi. Printre alte nemulțumiri, comunicatul transportatorilor emis astăzi mai amintește și faptul că gradul de asigurare a parcului național auto se află în scădere datorită creșterii cuantumului asigurării obligatorii.